Bucuria victoriei obținută de cicliștii italieni la campionatul mondial din Franța a fost repede umbrită de o surpriză neplăcută. Imediat după cursă, sportivii au rămas fără bicicletele de concurs. 22 dintre acestea au dispărut din mașina parcată în fața hotelului în care echipa era cazată. Șocată, compania care produce bicicletele sportivilor italieni a cerut ajutor pe rețelele de socializare pentru prinderea hoților. Toate bicicletele sunt vopsite în culori unice și majoritatea au ghidon personalizat, printat 3D, foarte important pentru sportivi. La o săptămână distanță, obiectele furate au apărut în România. Polițiștii aveau informații că un grup infracțional care se ocupă cu traficarea drogurilor încerca să comercializeze și bunuri sustrase din străinătate. De altfel, bicicletele își căutau proprietari noi pe Piața Neagră la un preț de 1500 de euro, de 20 de ori mai puțin decât valoarea reală. Au fost obținute date și informații care ne-au creat convingerea că bicicletele pe care încearcă să le comercializeze sunt cele care erau reclamate furate de către Lotto Italia. Am reușit să îi prindem în flagrant în timp ce încercau să comercializeze o parte din cele 22 de biciclete. Au urmat percheziții în timpul cărora polițiștii au găsit 21 dintre bicicletele furate din Franța. Ultima a fost recuperată de la un cumpărător care nu știa că bicicleta era furată. 4 persoane au fost reținute și duse la audieri. Potrivit unor surse, acolo le-au spus anchetatorilor că nu au furat bicicletele, ci le-au cumpărat pe toate cu 4.000 de euro. Vehiculele pe două roți valorează însă peste jumătate de milion de euro, dar sunt neprețuite pentru cicliștii italieni. Aceste biciclete sunt cele cu care campionii de la echipe de Italie de ciclism per pista au castigat la medalia de aur al Olimpiadei de Beijing și au castigat campionatele mondiale al Roubaix în Franța. Mulțumesc colegilor de la Poliția Romană. Bicicletele vor ajunge din nou la cicliștii italieni după ce firma producătoare le-a recunoscut și în Franța a fost deschis un dosar legat de furtul acestora.